Bună și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vă fac un videoclip despre achiziționarea unei platforme auto sau trailer, cum vreți să spuneți, second hand. Mai exact, la ce trebuie să fiți atenți când vreți să cumpărați o altfel de remorcă utilizată, adică să nu fie nouă. Sunt mici detalii la care trebuie să fiți atenți și s-ar putea să vă intereseze. În primul rând, trebuie să aveți grijă la acte. După ce ați luat cartea, talonul, exact ca la mașină, trebuie să-i verificați seriile, să fie în regulă. Fiscalul și ce vă mai trebuie de acolo, trebuie să verificați seriile. De exemplu, a mea are seriile aici și altă tabliță aici. Și aici mai are una. ProTap. Trebuie să aveți mare grijă pentru că sunt remorci la care proțapul e detașabil pe aici, se poate da jos, se înlocuiește, schimbă seriile și se înlocuiește. Și la astea se pot da, dar trebuie să-l tai, să-l sudezi, a mea într-una. Ce mai trebuie să fiți atenți e aici la cuplă. A mea acum remorca e cam înțepenită, pentru că n-am folosit-o de mult, dar vedeți aici, se vede un plus și un minus. Acul ăsta de aici trebuie să fie mereu pe, în zona asta de plus. Să nu fie pe minus niciodată. Când e pe minus, deja trebuie să schimbați cupla remorcii. Mai instalația electrică. Frâna. Cablurile de frână. Astea le puteți verifica și pe drum dacă o cățați după remorcă, dar dacă vă dă voie cel de la care o cumpărați, puteți să o suspendați, învârtiți de fiecare roată și cineva o să tragă de acolo de maneta aia, de la frână de mână și să vede dacă se oprește, atunci e în regulă, prin. La mine trebuie să schimb toate cablurile, dacă le vedeți, dar să vedem dacă se vede, sunt și ruginite și deja ori crepat. Când sunt așa umflate, să știți că sunt pline de rugină și nu sunt mai bune. Trebuie să schimb toate 4 cablurile de frână. La ce ar mai trebui să vă uitați? Instalația electrică să funcționeze și dacă vedeți, eu am aici pe margini astea. Mare grijă, dacă platforma e mai mare, mi se pare de 5 metri în astea, la mine simple. Vedeți? N-are cabluri, n-are nimic aici. Trebuie să aibă becuri în ele, să aibă instalație electrică și să lumineze. Mi se pare că de la 5 metri în sus trebuie să fie. După care verificați semnalizările, stopurile, becurile pe manșalier. Astea gabariticele trebuie să le verificați să vă meargă. Legați priza la o mașină și porniți semnalizările astea aici, dacă le are, vă ajută foarte mult. Acum sunt care-s dotate cu cale, roata de rezervă, troliu, și eu am avut troliu la ea, am avut lacăt, sunt acolo nou într-un garaj, le-am dat jos dacă nu le-am folosit. Mai trebuie să fiți atenți la tălpi, dacă le are, acum e plină de zăpadă mea, le desfaceți și le puneți aici să vedeți cum stă. Încă un lucru foarte important, trebuie să vă uitați foarte bine sub ea, mai ales cele de la Bora mi se pare că sunt sau cum, alea se rup foarte, foarte repede și trebuie sudate sau îsele sudate, crăpate, trebuie să vă uitați foarte bine la toate îmbinăturile și sub ele să n-aibă urmă de ruptură sau să le fi sudat cel dinainte. S-ar putea să fi fost ruptă remorca, pentru că nu se știe ce-o încărcat deja, zice el că mașină mică, mașini mici am încărcat și de asta n-am folosit-o, că poate urca tractoare și urca din astea pe ele
Și atunci ați gata. Vedeți și vă uitați așa peste tot. Să vedeți dacă nu sunt sudate. E și pe aici. Dar la mine nu prea are ce să se vadă. E peste tot. Le luați. În vară doar în mare. Dar o luați așa peste tot. Să vedeți. Și încă un lucru foarte, foarte important și cel mai important îi că dacă cumva a fost lovită în doiete nu roțile ce asta au dat cu roțile într-o bordură sau în ceva mai tare se poate să se fi îndoit axul. Și atunci o să vă mănânce foarte tare cauciucul. Dar nu vă dați seama de la început așa deja vă spune omul că haideți leagă după mașină și du-te. Pentru că nu o să-ți dai seama. Dar dacă a fost lovită ori în spate, ori în față, o avut ceva greu încărcat pe ea și o dat în bordură, o dat cu putere mai tare, i s-a îndoiat. Și atunci o să vă mănânce cauciucul foarte repede. Deci unghiul de fugă nu o să mai fie același. Și pe o parte s-ar putea să fie mai uzat ca pe alta, unde are probleme ori în față, ori în spate. Dar și ăla dacă vrea să vă dea o țeapă, poate să vă dea o țeapă liniștit. Mere și cumpără alte cauciucuri noi și pune cauciucuri noi pe ea și zice, uite, ai și cauciucuri noi, ți-am pus cauciucuri noi. El nu se mai duce cu platforma, doar ce-o miști tu, 50 metri, te lasă să mergi, 100 de metri, 200, în aia nu-ți dai seama. Mă refer că la 2-3 drumuri de Germania o să înceapă să-ți mănânce cauciucul foarte tare și nu o să știi de ce. Dar atunci ce poți să faci ca să eviți problema asta? Dacă omul te lasă și de acord, să mergi să-i faci un reglaj de unghi de fugă, adică să o pune el aparat și să vadă, să ți-o verifice. Acolo spune exact dacă toate roțile sunt drepte sau nu. Dacă el nu vrea, înseamnă că are ceva de ascuns. Da. De-aia vă zic că multe platforme sunt și de vânzare oricare lor folosit, ori tras de ele foarte mult în Germania sau în Europa, sau de vândut platformele cine le închiriază. Sunt firme care închiriază platforme, le cumpără, le închiriază și când împlinesc 2 ani de zile, le iau și le vând. Și iarăși cumpără altele noi. Și ei n-au de unde să știe ce au făcut oamenii cu ele. Așa că mare atenție când vă cumpărați, ăsta e cel mai important aspect să vă uitați. Acum depinde și ce modele vă luați, deci că la mine fiecare punte e separată, se poate schimba ușor. Eu remorca asta am cumpărat în 2017, atunci a fost adusă în România și se uita lumea la... Ele, când mă vedeam, mă oprea pe pecouri, erau obișnuit toți cu bora din alea. Acum toată lumea nu-i vine să creadă ce remorcă îi. Și nu, te ajută mult, pentru că am și găurile alea pe unde intră aerul, nu te oprește deloc. A mea e și cu roțile pe 13, pentru că eu am vrut să o iau așa. Puteam să optez și cu roți pe 14, sau cu roți din ele înguste pe 10. Dar am zis că nu știu ce mașină să leg după ele și după mașină mică am mai mers cu o remorcă cu roți de 10 și nu mi-a plăcut deloc cum a mers. Alții zice că e mai bună, că e mai stabilă, nu știu, părerea mea că dacă așa e la egal cu mașina. Deci cu roțile astea la egal cu mașina, dacă știi să-ți încarci mașina bine, să o echilibrezi bine pe trailer, nu ai nicio treabă. Și mare atenție la viteza cu care mereți, n-are rost să mereți mai tare de 100, că vă faceți rău. Deși remorca mea e omologată la 130 de km,
pe oră scrie în cartea tehnică de reareu. E omologată la 130 de km. Bine, cam asta a fost videoclipul de astăzi. Dacă mai aveți alte întrebări, lăsați în comentariu și la ce am să pot și am să știu, cu mare drag am să vă răspund. Așa că, până data viitoare, să ne vedem mai cu bine.